Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a fost anunțat aseară în jurul orei 23:30 de producere unui accident de muncă mortal la una dintre cele mai mari fabrici din Baia Mare, Aramis. Un bărbat în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața în timp ce se afla în activitate. Aseară, așa cum mi-ați precizat, în jurul orei 23:30 am fost anunțați că la platforma Aramis s-a produs un eveniment de muncă. O echipă din cadrul ITM s-a deplasat la fața locului și a constatat producerea unui accident mortal. Un salariat al unității care lucra la o presă hidraulică, deși presa era dotată cu senzori, a intrat de undeva din lateral și în timp ce aceasta funcționa și a fost surprins de acea presă și decesul a fost instantaneu. Se fac în cauza de cercetări și legate de expertiza medico-legală și expertiza criminalistică. Azi inspectorii de muncă au revenit la agentul economic pentru cercetări, deși au fost luate unele măsuri și la scurtă vreme după accident. Oricum, echipamentul respectiv a fost sigilat aseară și nu s-a mai derulat activitatea acest echipament. În condițiile în care a fost verificat și modul de funcționare acestea, în condițiile în care a alăturat, era un echipament similar și s-a verificat modul de funcționare a acestui echipament, ca și mod de funcționare și de acționare a echipamentelor. Bărbatul era angajat la firma Băimăreană din 2016 și din primele verificări se pare că i se făcuse instructajul la locul de muncă.